Doamnelor și domnilor, de la maestru Dan Puric am învățat multe lucruri pentru care îi mulțumesc în ultimii ani, dar cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat este acela că arta e un lucru cât se poate de serios. Nu am văzut un artist care să își ia mai în serios lucrul și să își apere în tot acest spațiu înveninat arta decât Dan Puric și să respecte memoria. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră i-ați citit cărțile. Veți vedea că fiecare carte este dedicată cuiva. E în memoria cuiva. Mamei, tatălui, profesorilor care i-au îndrumat pașii în acest drum, de multe ori anevoios, dar atât de frumos, în care a dus teatrul românesc în primul rând, acolo unde nimeni nu l-a mai dus. În zilele noastre, mulți dintre dumneavoastră îl cunosc pe maestru Dan Puric, mai ales prin conferințele pe care acesta le-a susținut. Din păcate, pentru teatrul românesc, piesele domniei sale nu au mai avut loc de la un punct pe scena Teatrului Național București. Dar asta este o cu totul și cu totul altă discuție. Astăzi, discursul maestrului Dan Puric, în comparație cu discursul intelectualilor trădători de țară, este precum un izvor limpede de munte care își face loc printre niște rahați. Cine sunt rahații? Acești oameni care ne spun că România, în fapt, nu mai este o țară, că a fi român e o rușine și nu o mândrie. Eu vreau în această seară să-i mulțumesc public, în numele oamenilor din Valea Jiului, maestrului Dan Puric, pentru un gest pe care nimeni nu l-a făcut pentru memoria celor care au murit în defileul Jiului. Am în mână o carte, Bătălia de la Jiu, o carte care mi-l înfățișează pe această icoană a neamului românesc, generalul Dragalina, a murit la câteva sute de metri de mănăstirea Lainici. În cărțile de istorie nu se mai scrie despre el. Nimeni nu mai vorbește de memoria lui Dragalina. Maestru Dan Puric, prin editura Dan Puric, a reușit să strângă aici o poveste tulburătoare, o carte pe care nu o veți găsi în librării, pentru că în librării, la loc de cinste, găsim tot felul de volume ale unor asasini morali ai neamului românesc. Această carte însă, Bătălia de la Jiu, va rămâne peste ani și ani o istorie vie a acestor locuri și a sângelui care a curs prin defileul Jiului. Maestre, vă mulțumim pentru acest lucru și vă asigur de toată prețuirea oamenilor din acest petec de țară. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc. Cătălin, dă o lumină să văd și oamenii, că parcă s-a terapie intensivă aici. O lumină de sală, așa, să le văd fețele. Hai să prindem și de becuri. Aprindeți becuri, lumânări, faceți ceva. Că... situația pe teritoriu e gravă. Așa, domnule. Uite, mulțumesc. Vă văd. Perfect, perfect. Trebuie să fim mai în familie, că acum trăim vremuri de despărțire. Mă gândeam la ce tensiuni sunt acum în țară și m-am zis de un lucru nemaipomenit. Era o țărancă venea de la munca câmpului cu grevă, s-a băgat în rata aia mărătă de norocită și mă gândeam la un milițian mare burtos cu șapca pusă în pungă și băbuța a căscat așa. Și a zis, asta, vremea mai e mai încet, că ne înghiți pe toți. Și băbuța s-a uitat la și a zis,
Mă, păi voi nu vă înghite nimeni. V-am dus o carte. Omul liber. Bătălia de la Jiu, cred că se mai găsește la Mănăstirea Lainici. Ce interesant, m-au chemat de la armată și după ce am scos-o a dispărut toți. Eu nu mai am nevoie de modele. Am nevoie de mercenariat. Am dus o carte Omul liber, în care am scris și despre lucrul acesta, cum a debutat cartea. Omul liber e dedicată cel mai bun prieten al vieții mele, profesorul Ceaușu, profesor de filozofie. După 35 de ani de prietenie, așa, știți că prietenia este lucru pe care grecii îl puneau deasupra dragostei, cea mai profundă. Și am zis, Ghiță, se naște un alt român. Nu mă, nu se naște, se fabrică. Și m-am trezit așa, din cât de bine, știți, ăsta este spiritul de discernământ. Spiritul de discernământ este foarte important astăzi ca să îți dai seama unde este bine și unde este rău. Am scris și în cartea asta că a fost un caz autentic la mănăstire, la Sihăstria, un monah mai vârstă, l-a rugat pe un frate mai tânăr, mai mă simt puțin cam bolnav, mă simt rău, vrei să mi-ai niște medicamente? Da, da, frate. E așa, Midorin și Aulin și Midocal. Cum a spus? Aulin și Midocal. Părinte nu ții minte. Vezi, scrie pe hârtie. Aulin și Midocal. Aulin și Midocal. S-a dus, a venit o jumătate de oră, a luat asta. Dom'le, nu se știe hârtia cu Aulin și Midocal cum a ajuns la lumânări. Și la de la lumânări s-a uitat Aulin și Midocal, două s-o citească 30 de zile. Pentru sănătate și fericire, Aulin și Midocal, pentru iertarea păcatelor, Aulin și Midocal, s-o citau preoții. Până am venit starețul bătrân și am zis, bă, fraților, ăștia doi nu sunt ortodoxi. Scoteți-i de la proscumidii, băgați la catist. Deci asta este spiritul de discernământ. Am mai spus și eu că spiritul de discernământ constă foarte mult în... aia a fost genială a lui Grigore Moisil, mare nostru matematician, așa, când era puști, tot genial era. Avea vreo 8 ani și a făcut o glumă cu profesorul de botanică și i-a spus, domnul profesor, dumneavoastră, puteți face distinția între fân și paie? Și a zis, nu, Bogdan. Și tot el are o chestie nemaipomenită, că diseară o să vedeți statistici. Câți infectați, câți morți, câți trebuie să moară, câți trebuie să se infecteze, trebuie să vinci noi programul în UE. Și nu trebuie să ne lăsăm. Am văzut că au o plăcere să anunțe, să observați. Sunt fericiți, domnule, că este, apare aici că peste 3.000 de infestări. Râde ca vaca așa. Au murit 5.000. E fericită, dacă așa i-am învățat. La ProTV mai ales acolo. Zicea Grigore Moisil, bă, știți cum e cu statistica? Să stai cu buca dreaptă a fundului pe cuptor și cu buca stângă a fundului pe gheață. Din punct de vedere statistic, e bine, dar din punct de vedere al vieții este vai de curul tău. Și m-am știut una și mai bună omului prin omolog, că tot din seara trebuie să vă uitați la televizor și atunci trebuie să fiți întrearmați sufletește, că vezi că statistica e ca rochia scurtă la femei. Nu ți arată esențialul, dar îți dă idei. Așa că te poți duce foarte mult. Spiritul de discernământ și în cartea aceasta Omul liber, e foarte important să înțelegeți ceva. Niciodată pe mine nu m-au zbuciumat discursurile despre libertate. Și întotdeauna m-au contaminat oamenii liberi. Oamenii liberi nu, cum să zic, nu fac eseuri. Și atunci am scris tot felul de povești, cum să zic, reale, din care te contaminezi cu libertate. De exemplu, libertatea justiției. Ca să vă tindu, un episcop pe vremea comunismului, știu ce, sfânt, a aflat că în eparhia lui un preot fură. Și a zis, părinte, secretar, și cu capul acolo citeam în Evanghelie, du-te și controlează. S-a dus la, după două săptămâni prin sat, găini, porci, mașina a dat ce a făcut praf, s-a întors.
Preasfinția voastră, am controlat, nu fură. Ne ridicând ochii din Cartea lui Sfântă, zice, cheamă miliția. S-a dus din nou, mai miliția, nu știu ce, o săptămână de anchete pe acolo, s-a întors la cu găinați, felul, făcut praf, preotul, a zis, Preasfinția voastră, și miliția a constatat că nu fură. Ne ridicând ochii din carte, a zis, cheamă procuratura. Văzi, procuratura, tot așa, după două săptămâni, a tăiat cu ochii roșii, cu frică, se apropie Preasfinția voastră. Și procuratura a zis că nu fură. Cheamă-l aici! Și în ziua în care ăla preotul venea acolo pe covor, atunci a ridicat ochii el, episcopul, și a zis, de ce fur, mă? A zis, nu mai fac, Preasfinția voastră. Așa se vor rezolva lucrurile în România. Așa trebuie să le rezolvați individual. De ce fur, mă? Că restul, Constituția, legea, apără furtul. Este legiferat la noi. Este absolut legiferat. Să nu cumva aveți conștiința faptului că domnule, Nicolae Iorga are o idee fenomenală. Zicea, libertatea aia de aici, din jurul tău, a satului, a comunei, a țăranului moșnean liber, a trecut prin sute de ani de nedreptăți și de lipsă de libertate. Altfel nu se năștea Mihai Viteazul sau toți ăștia uriași care am avut. E un propun, ca și acum, zice, și țăranul român nu crede în libertatea constituțională. E ca o doică care la doarme. Nu crede. Este o legitimă suspiciune acestui popor din sute și sute, dacă nu mii de ani de suferințe și de nedreptățe. Cam bancul ăla cu Bădea Gheorghe, care la 5 dimineața s-a dus cu oile și trecea, domnule, de 4 ani cu oile prin un râu așa. Dar a văzut că în dimineață era un pod de lemn extraordinar de frumos făcut. S-a uitat, s-a uitat la pod, s-a uitat la oi și și-a zis în gând, bă, ăștia au făcut un pod. Și a trecut-o prin apă. Pe la ora 7 a venit Neamărin cu vacile. Acolo s-a uitat așa, ăsta i-a strigat Gheorghe, bă, vezi că ăștia au făcut un pod. S-a uitat Neamărin la pod, s-a uitat și a trecut cu vacile tot prin apă. Pe la ora 10, Nea Vasile Comanea, când îmi interesează, cu roaba. Păi, uite acolo, ăștia au strigat, băi, Vasile, bă, vezi că ăștia au făcut un pod. Da, Vasile, n-a zis un pod și a trecut pe pod. Și când a ajuns la jumătatea podului, podul s-a dărâmat, bușteni în capul lui, valuri, ăia nu mișcau să-l salveze. Stăteau și a zis, noi am zis că ăștia au făcut un pod. Este, vă rog să fiți foarte atenți la această sfântă și legitimă suspiciune, care ea provine dintr-un soi de înțelepciune și a omului încercat. Situația asta, cum să zic, prin care trecem și care nu are rezolvare decât o credință în Dumnezeu, credință în valori și în cultură. Numai că între timp s-au făcut operații mentale, mai ales pe ăștia tineri săraci. O parte din ei, un procent mic, sunt excepționale, dar restul. Vă dau un exemplu pe care l-am scris în carte. M-am dus pe parâng și când am coborât așa, mai pe jos, așa, pe la... eram deja coborâsă de la Mândră, dacă parângul mic, eram deja după pârchea de schi, mi-am dat seama că sunt în două lumi. Când am urcat, am dat niște țăram, am urlat, unde vă duceți? Padeu, sănătate, Doamne ajută, să aveți vreme frumoasă. Dialogul normal. Când am coborât și vedeam de acolo pasul vulcan, am simțit în spatele meu că aerul se usucă. Și e ceva. Nu e. Mi s-a mai întâmplat așa când eram pe o stradă și simțeam ceva în spate. Și erau oameni care se arătă, nu vorba, era Olimpiada Sobdomuților și erau toți așa. Și când vezi 400 de inși care mă rog, au această problemă, e ceva zguduitor. Numai că de data asta am văzut vreo 30 de elevi cu educatoarea, învățătoarea, care coborau și erau toți pe mobil. Un banc de pești, de stavrizi. Și doamna profesoară. Ei treceau și de acolo, de la înălțime, se vedea pasul vulcan. Luptele dacilor. Mihai Viteazul, acolo i-a murit armăsarul. Săracul se ducea
în Occident să ia ajutor. Aia l-a trădat ca și acum. Acolo au fost luptele groaznice. Acolo a dat ordin generalul Regalina. Trupa care nu poate să înainteze să moară pe loc. Și-au murit. Și aia erau așa. Aia, și-a zis, în marș de defilare trecea un popor alienat. Păi cu ce forțe să facă ăștia săracii față la impostura asta care se acum în țară? Cu ce valori să se lupte el dacă nici profesoara nu le spunea, bă, stați-vă și priviți, adulmecați, băi, spațiul ăsta istoric, fantastic. De asta v-am adus cartea omului. Pentru că din ea răsar asemenea energii. Ăla ce se află de pe tableta aia? Acum, sigur, nu arunci telefonul, folosești. Dacă niște nu mai sunt peisajele astea superbe, absolut fantastice, extraordinare, unice. Nimic, niciun act din ăsta, niciun organ cu care să poți percepe. Știți, filozofezi asupra libertății. Cine este liber? Omul puternic? Cel care are bani? Sau cel care este liber? Rateu întâlnire dintre Pila din Pont și Iisus Hristos, îl vedeți diseară la televizor sau la amărâția de la UE. Ce era Pila din Pont dacă nu un comisar european? Ce era decât un amărât de administrator excedat de problema care trebuia să o aibă? Și zice Sfântul Silano Atulitu, s-a dus la Iisus, l-a întrebat, dar tu de ce ai venit? Și Iisus, care nu i-a răspuns de foarte multe ori, atunci a răspuns, să mărturisesc adevărul. Și Pila din Pont, care era crescut în educația grecească, că toți romanii, aristocrația aia, erau crescuți în educația grecească, care zicea, ce e adevărul? Socrate, ce e dragostea? Ce e frumosul? Atunci el a zis, zâmbind, ce e adevărul? Și a plecat. Și Silon Atunitul zice, el nu știa că s-a întâlnit cu adevărul. Nu ce ești, ci cine ești. Ce e România? O regiune care trebuie exploatată. Condusă la infinit de, cum se zic, băieți cu epoleți și vândută dincolo de maimuțele alea din ocult. Cine e România? E grădina Maicii Domnului, care are o taină. Ce ești, Dan Puri? Am fost prestator de servicii culturale artistice. Așa m-am notat handicapația la Teatrul Național. Și dumneavoastră sunteți resurse umane. V-ați înțeles? Dacă prind un om în sală, dau afară. Deci cine? Cine este adevărul? Și atunci o să vedeți că este singurul din lume care a zis, adevărul te face liber. El s-a întâlnit cu adevărul. N-ați văzut că un om care crede e un om liber? Libertatea nu are frici din astea patologice, înspăimate. El este liber, nu inconștient. Raportul ăsta cu Dumnezeu, sus, îți dă libertate. Eram într-o zi la... așteptam să intru la un medic și a venit femeia, să știu, cu mopul pe acolo și să dacă zice, a, domnul Dănuț, noastră aici, ce am zis, mamă, ce iartică, zic, mamă, nebunită ăștia. Mi-au rupt spatele. Vai, domnul Dănuț, ce vă iubesc pe dumneavoastră, că vă văd la televizor, ce... dar mama vă iubește mai mult. Mama are 93 de ani și gătește, spală, mătură, este extraordinară. Și eu zic, da, ce femeie, dar o zic, obligă cineva? Nu, nu, așa face ea. Și atunci a zis, doamne, dar am și o întrebare pentru mama noastră. De cum face față la realitatea asta oribilă care ne înconjoară? Și ce mi-a răspuns? A, domnul Dan, își face o cruce și trece prin ea. Ca acum, îți face o cruce și treci prin ea. N-ați văzut că e... Și o să vedeți în continuare, pentru că situația în România nu că se va agrava, trebuie agravat. Tulbura apele ca să poți pescui. Dincolo de virusul biologic, care este o realitate și care nu poți să zâna, este virusul ideologic. Ăla este cel mai periculos. Un om, dacă mie, copilul are temperatură și este, cum zic, într-o situație critică, eu mă cer cu soția că nu mai găsit ceva de burtă. Să mă duc la administrație, să zic, stai, domnule, mă cer pe probleme de genul ăsta. Păi, dar moare copilul, domnule. Și atunci o să vedeți un lucru ciudat cu semnul întrebării.
Omul fără credință, nici în ultima instanță, nu crede că va muri. De ce spune Michelangelo într-un sonet? De ce boala pe omul bun îl face și mai bun și pe omul rău îl face și mai rău? Le-am spus la televizor, bă, în gripa, în primul război mondial, aici unde a spart frontul generalul Dragalina, au murit aproape 20 de milioane de oameni. În gripa spaniolă au murit între 70 și 100 de milioane în următorii 2 ani. Nu i-a împiedicat după 20 de ani să facă al doilea război mondial. Și atunci zici, care este sensul unei umanități care nu învață? Santayana, un mare filosof american, spunea că cel care nu are memoria istoriei riscă să o repete. Dar eu cred că cel care nu are memoria lui Dumnezeu riscă să repete o istorie amșirită. Îi văd în America, sunt pe buza războiului civil, Europa fierbe, în România asta săraca, care este ultima citadelă ortodoxă serioasă, de ce crezi că e bătălia asta imensă? Să smulgă din inima copiilor credința. Adică să nu mai fie liber. Un om care este credincios și în pușcărie avea, cum să spun, credința și libertatea în el. Nu poate să-ți ia absolut nimeni. Știți cum e? Și aici m-a fulgerat un gând. Privirea spre cer. Veneam cu autobuzul, turneu, fric, Rana Botoșan, stagiar. Ger, dar din ala sticlos așa. Și s-a defectat mașina la 10 km de Botoșan și a rămas în câmp o trupă de actori la 2 noapte. Se ne-a fric. Și mergeam și am văzut un actor în vârstă, s-a uitat la cer și era cel înstelat. Știi ce înseamnă? Zic, sunt stele, ce frumos se văd. Nu, ce că acolo... Acolo sunt sufletele celor care ne-au iubit și ne privesc. Și nu știu de ce, metafora asta, până acasă mi-a ținut de cald. Când mă simțeam privit. Și că acolo se refugiază în stele cei care ne-au iubit, care l-au iubit pe Dumnezeu, care l-au iubit pământul ăsta. Și atunci m-am gândit să spun ce este în fond Tatiana. Steva decât o privighetoare, născută din acest pământ însfințit de suferințe, al cărui cântec de o tristețe melancolică sfâșietoare, a ajuns până la cer. Ca odată a ajuns acolo să se odihnească printre celelalte stele care ne-au iubit. Asta este ea. Din pământul acesta, pe care mulți l-au umilit, se înalță ceva. De câte ori eu am ascultat? La perioada comunistă, perioada asta, acea melancolie, acea tristețe care venea dintr-un adânc sufletesc asumat, îmi crea sentimentul de libertate. Nu mai exista sistemul politic, sistemul social. Zice Khalil Gibran, un mare poet, un libanez genial, care e diferența între filozofie și poezie? Filozofia este un vultur care e în cușcă. Poate să-și deschidă aripile, dar niciodată să zboare. Poezia este vulturul care planează prin aer. Cântecul ei elibera. Artistul eliberează. Artistul îți dă o perspectivă extraordinară. Dacă îi ascultați cântecele, o să vedeți că dintr-o dată sufletul are o altă perspectivă, are o altă respirație. Durerea aia neexplicită, implicită, amară ora sufletesc care vine dintr-un adânc de suferință românesc, ea și l-a sumat organic. Dintr-o dată, cum să zic, sufletul devine necondiționat. Nedeterminat. Asta face marele artist. Există, a existat un mare artist italian, Lucio Dalla. Îl puteți căuta
pe YouTube. În clipa în care a murit, toată Italia ne-a ascultat cântecele. Mă gândeam ce frumos ar fi. Sigur că acest festival este un lucru de onoare, care vă face onoare și este un lucru de mare civilizație și de sensibilitate și responsabilitate sufletească, ca să onorați pe cea care ne-a onorat și ne-a dat demnitate artistică. Închipuiți-vă, astăzi eram în hotel și vreau să scriu așa. Dacă în fiecare an de ziua ei, în toate magazinele, în toate restaurantele, în toate cafenele, s-ar cânta ziua aia, numai muzica ei. Știți ce s-ar întâmpla cu sufletele oamenilor? Pentru o zi, ar avea acces la cer. Are și din manele, din muzica ei, din porcările care sunt, ar avea acces la meditație. Marele dirijor Sergiu Celibidache, imens, a fost cel mai mare lume la vremea respectivă, l-au întrebat de ce nu se duce în America să dirigeze. Și a zis, nu mă duc, bă, pentru că ea nu cunosc adagiu. Adagiu, meditație. Gândiți-vă că în fiecare an de ziua ei, lucrul acesta să se întâmple. Fiecare bodegă amărâtă de acolo să-i auzi vocea. Ar fi poate cel mai frumos lucru și ar fi exemplar și pentru țările europene să-și onoreze. Casa aceasta, minunea aceasta arată, să-i poartă numele. Vedeți, Cătălin, ce face aici? Nu e simplu. Nu e o persoană din afară. E copilul. Copilul are memoria mamei până la sfârșit. În cartea mea veți găsi mici nuvele, de care și libertatea mamei. Mama Dumnezeu s-o dinească a murit de cancer. Și am stat lângă ea tot timpul, ultimele două luni. Și în ultima parte suferea imens, aproape că nu era conștientă. Dar într-o seară și-a revenit brusc. Și atunci m-am lăsat aminte ce zicea tata. Ai grijă. La oamenii cu boli terminare, cu o zi înainte sau cu câteva ore, există acest simptom să-și revină brusc. Este o vindecare falsă. Înseamnă că în curând vor muri. S-a ridicat așa în pat și mi-a zis, dragul mami, am rugat, eu am rămas absolut cutremurat că vorbea. Până atunci nu vorbea, sufere. Am o rugăminte la tine, uite, acum două luni s-a întâmplat ceva, a venit poștașul, el zăpăcit, eu zăpăcit, mi-a dat pensia, nu știu ce s-a întâmplat, am numărat și cred că mi-a dat mai mulți bani. Eu am să mă duc. Ție să nu-ți fie frică, există lumea cealaltă. Dar am o rugăminte, să dai bani și înapoi, că mai sunt femei în vârstă pe scara blocului, să nu zică că am luat pensia lor. Între timp, în țară, se fura, ca și acum, fără scrupule, criminal. Ea avea o pensie amărâtă și era frică că a greșit. Și să dau înapoi bani poștașului, că mai sunt Olivier Clément, mare teolog francez, a zis, dragoste este un dar de la Hristos prin care afli că celălalt există. Pentru mama, înaintea morții, era celălalt. Iar ea lăsa testament, cinstea. I-a zis să dai înapoi. Știu că până a căzut din nou, a fost luat la spital și după o lună, unde eram de 20 de ori până când mă trezeam, am căzut pe pat și am adormit. Și am visat. Tânără, frumoasă, blondă, și zic, cum te duci, mama? Mă duc că mă așteaptă taică-tu, stăm într-o vizită. Și în clipa aia m-a sunat telefonul. Domnul coleg, da, va muri mama, se da. Nu e simplu. Ceea ce face el și ce face dumneavoastră e un act de pomenire. Pomenirea înseamnă că timpul pe care îl trăim noi astăzi își pierde pentru o clipă valabilitatea și ai acces cu veșnicia. Timpul ordinar pe care îl trăim, timpul ăsta meschin,
urâțit de oameni, vorba lui Ernest Berna. Trăim toate libertățile de sfârui, ale lașității, ale ticăloșii, ale furtului, în loc să ne trăim adevărată libertate care ne apropie de omenie. Vedeți că de la șeful statului până la tot guvern, dăm drumul la libertinași. Aveți voi orice vă, să vă schimbați și sexul, să faceți tot ce vreți. Tot proxenetismul este liber. Numai să crezi este liber, pentru că este singura adevărată libertate. Libertatea adevărată într-un Dumnezeu care zice Ernest Berna, te apropie de omenie. În clipa în care a prins o lumânare, pentru cel care nu mai este, într-o fracțiune de secundă tu ești străbătut de el. De mamă, de tată, de bunic, de ce? E străbătut. Nicolae Iorga spunea, odată cu tine mai mor încă o dată toți morții tăi. Eu pot să parafrazez, zic, odată cu tine mai trăiesc încă o dată toți morții. Tatiana trăiește prin noi, prin actul de pomenire. Vreți să vă spun care este diferența? De ce acest popor a rezistat până în clipa de față? Pentru că acum de asta se atacă direct în credință. Punctuală atacă nemericește. Păi vă zic eu care e diferența. Dacă era o altă națiune aici, în locul nostru, cu imperiile barbare în jur, nu mai existau. Nu mai existau. Pe noi ce ne-a ținut? Credința. Asta. Ochii spre cer. Știți că aici este fiul dacic la aceste locuri. Stradon, geograful latin, a zis ce au aici este inimaginabila lor râvnă religioasă. Nu că credeau în nemurire, deveneau nemuritori. Închipuiți-vă că această vână caracunică s-a unit cu veșnicia creștină. Dacă răsfăiți cartea cu Dragalina, a zis, cred că mai pe la Lainici, acolo. Sau faceți coment, nu știu. Mergea și treceau cartușele de mitralier și zicea, soldați, nu toate cartușele omoară. Și zice, bă, voi vă duceți la luptă ca la nuntă. E... Lucrul acesta nu trebuie să se află de către diferit. De aia este un lucru, țopai, și asta. Pentru că dacă este știut, este să se contaminat, eu știu cum să reziste. El teme. Actul acesta de pomenire, care face prin biserică și prin suflet, este un lucru care creagă de Dumnezeu. Eu vă dau o situație care să vedeți imensa calitate a acestui popor ponegrit, insultat de la Bruxelles, Washington, Moscova, peste tot și inclusiv de ce a zis și dreptul meu Ionuț, trădători intelectuali de astăzi, viu și autohton. Suntem un an de nimic. Gunoiul Europei. Și eu nici îți spun, există minunea de a fi român. Peter Brook, un mare regizor evreu britanic, a avut o experiență. Cu 4.000 de inși în sală, și a un spectator și a zis, vreau să urcați și a dat un bilețel să citească lista celor care au murit la două războaie importante din cadrul războiului de 100 de ani, de la Crecy, 1346, nu știu ce, și Azancul, 1400. Baron, duci, soldați, nu știu ce. Război importante, care ei nu au câștigat. Deci, vă impresionează lista celor care au murit? Și de ce? Păi, sunt la 1400, 1300, ceva de mai știu. Și atunci a spus de buzunar o listă cu cei care au murit la Auschwitz. S-au plinit în sală. Te impresionează? Da. Pentru că îți mai aproape. La el era doar distanța, că n-a în 1960, în 45, 60, era o puțină, nu? Era distanța istorică. Luați orice țăran român, orice băbuță, și întrebați-l dacă de Brâncoveanu, sau de Avram Ian, sau de Horia, sau de Mihai Viteazu. Deci,
pentru el am închei. Știți cine a făcut lucrul ăsta? Omenirea bisericii. Credință. Știți că când Ardeal era sub austro-ungar, sub austrici, și țăranul te primea în casă, îți dau panică și dacă vedea că are puțin zvără, s-a avea tablou cumpărat. Și până când îți dădea doua panică, îl întoarcea. Era mie evident. Mare atenție! Ce tablou îi se pune acum în față? Prin lege. Important este ce aveți dumneavoastră în inimă. Mi-a zis Părintele Costel Vânătorul, o minune, este directorul băncii de gene din Buzău. A vrut să dea afară aceste gene de semințe. Divorțea și sămânța la mai astea și ticroșe și a vrut să dea afară. Să avam. Deci, Doamna, prin 75-76 am văzut un basarabean care se închina la un zid. Ce faceți, Doamne? Pe mă închina la Maica Domnului. Pe zid, pe mâna am zidit-o acolo. Să mă vadă cum ești. Pare popor român. Icoana zidită. Și atunci, acest act de pomenire, nu numai că e numai este un act de reamintire. Eu mi-aduc pomenind-o, noi trăim în altă dimensiune. Vă veți simți mai liberi, mai nobili și în situația de astăzi, mai fără de frică. Pentru că ceea ce paralizează este frica. Tatăl meu, care a fost un mare medic, mi-a zis, bă, te ferești în limitele bunului simț, dar mare atenție. Frica îți distruge sistemul imunitar. Cum tata? Te face praf. Nu ai să ne armează corpul. E o taină lucrul acesta. Și ca să nu termin, dar trebuie să vă spun ce înseamnă actul de pomenire pe care îl face Cătălin și în calitate de fiu și în calitate de tragedie care s-a întâmplat și memoriei cum trebuie să existe aici. Am mai impresionat că Lucio Dalla toată Italia, în toate astea, a putut. Deci nu s-a putea face aici. Mă gândesc câteodată la ce oră ce s-a înstărat. Este și Austria care privește aici, în pământul ăsta. Este esențial să ne prețuim valorile, mai ales astăzi când se face așa peste. Și să s-a scos din manualele Constantin Părcovară, din Dimitri Cantemir, s-a scos din manualele din limba română, ori în George Pușuc, Octavian Goga. Pentru că Ghinesu a rămas mai sumoroasă cu Israel. Este o masacrare făcută legislativ. Cu ce reziști? Cum fata asta mi-a spus asta Sorina, un lucru care mi se pare de o crucificare imensă. Ce era cu flacăra luată, ridicată de mare poetă Adrian Ponescu, interdicție. Și zic, cum s-a întors? S-a întors la mine și Desărca vagane. E ca și cum să zic, tai zborul unui păsări. E libertatea. Și vorba după desărca vagane se cânte din nou. Dumneavoastră știți că în sanscrită cuvântul pasăre, zice Rabbi Tranath Tagore, mare poet și mare conștiință a Indiei, înseamnă născut de două ori. Odată când a ieșit din ou și a doua oară când a zburat. Dacă nu zboară, nu e pasăre. Așa este și omul. Dacă nu zboară prin credință, dincolo de condiția lui, nu e om. Esop, ce face Esop? Privesc și câtă lume și niciun om. Timpul când ascultați pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea lui Popescu, ăștia ce mai sunt și adunăturile astea care sunt de 30 de ani pe aici. Ea și-a păstrat un soi de cântec de vivitoare cu o durere fantastică care te eliberează. Te eliberează de timpul pe care îl trăiești. Te reconectează la o stare a unei veșnicii românești. L-a întrebat ea de Zbernea, mare filozof și martir al pușilor comuniste, pe un țăran român. Când era în o expediție monografică cu Dimitri Muschi, mare sociolog, și el la interviu la Țănandor. Și l-a întrebat pe ăla din fața, băi, tataie, ce-i timp?
Că a zis că timpul este și stea stă acolo strânsă în ceasul bucuc, stă în ghezuit acolo. Păi timpul, da. Dar matalul trăiești în timp? Nu. Dar matalul de trăiești, băi, în veac. Păi și unde e veac? Știi că nu poți să fii noapte. Și nu se sară. Și totul la gardă. Și gardă de la o gradă îl dădeam în cimitir. Și vezi aici dintre țapări acolo sunt bunicii mei. Eu vorbesc cu ei, doar că prin lumânare. Și pormă trec prin timp ca să cosesc. Și la sfârșit mă uit la zarea veșnicii. Asta doamne rezistență. Asta da rezistență. În cartea pe care am adus-o, primul lucru pe care au făcut soldații să rămân după atacul de la Mărășești, au făcut o horă. Dar nu de bucurie că iau cu gelare, nu. Era o horă a nemuririi, o bucurie paradoxală. A pus pe unul în al doilea război mondial, la luat din București și a zis, bă, ai uniformă, ești mobilizat, în două zile ești pe infanterie a frontului în pasarele. Și a ajuns după trei zile și au fost să-l execute tribunalul militar. Pentru că am trezat o zi și au zis că e dezertare. Deci n-am dezertat. Într-o apropo, îi pune dezertare, nenorocit, pe care ai venit cu 12 ce înseamnă aici. Ce-ai făcut, mă? Dom'le, am trecut cu trenul. Și trenul a trecut pe lângă satul meu și era duminică și am sărit din tren. Să mai coresc o dată. Iubita, înainte de a muri. Și o iertat. Asta e poporul. S-a luat tren. Trenul este stupid. Te duce tot timpul la mare. Să mai corească o dată pentru iubita lui. Sar din tren. Și trenul ăsta. Era trenul de Varșovia, trenul de Uie, trenul de nu știu ce. Știți? Bancul ăla nemaipomenit cu arderienii, trei arderienii în gară, râdeau și oameni pleacă trenul. Și doi fug, se aruncă în el și fac semnul ăla. Și la părân râdeau cu pleacă. De ce trebuie? Băia doar trebuia să mă conduc. Vedeți trenul care mi se dă acum. Trenul. Și acum, ca să nu vă țin, dar starea asta trebuia făcut reverența asta sufletească pentru privilegiul ăsta. Trebuia făcut. Era datoria mea morală ca artist. Să observ ce face Cătălin și ce face dumneavoastră. Ăsta trebuie făcut cu ramă. Să propuneți ca această casă de cultură să poartă în mine. Să propuneți ca în ziua de naștere să cânte pe toată varea, pe toate magazinele și așa. Măcar câteva mături. Ca ăla mic cu care vine de mână să întrebe cine cântă așa frumos. Este deja legendă. Frica bunii mei prieteni și fața de mine îți ucide tot. Eu în armată. Dom'le, în armată primul lucru care învăță era frica. Și au venit inspecții de la Ministerul Apărării, 20 de generali, 150 de colonii, nu e așa să dea. Eram 2000 de inși, așa să dea. Locul mai mișcau, nu e așa. Și eu eram furier de serviciu pe statul major, un culoar lung, cu uși patante așa, și acolo era ofițerul și îl venea și pe el în ușa lui care era din birou și o să deam tot timpul în alertă că mă trimitea prin unitate. Clubul unității plin de general, de asta, soldații, părinie, eu și cum că unul de la teren mi-a făcut trupă, că am căzut la institut 2 ani. Dumnezeu a zis, să cazi, să vezi viața și cum intri. Și în oglindă, acolo, am văzut pe ăsta pe mea, îl păzea țara. Mă continui colonelul. Și sună telefonul. De, ce e? Și atât s-a îngălbenit. Să trăiți! A pus și a căzut așa ca o legumă. M-am uitat la el și obolam și-a devenit după 10 minute. Și a zis, frontați, pătrași cu marș la mine. Le-a cu legumă. Să treci la așa cu legumă, vreau să raporteze. Băi, a dat telefon ăsta, cum îi cheamă, mă? Ministru, mă, să... Ministrul Apărării, ăla care cu 5 minute ne trebuie așa. Era șef. Ați înțeles?
Da, trebuie să fie celul de șef. Gunoiul. Tutorașul Coman. Așa, mă, Coman. Băi, du-te la tutorașul general Colonel Popescu și anunță-l că a dat telefon Coman. Coman, trebuia de zile. A dat telefon. Să îi vedeți la televizor, că șobolan ca așa să au banii în întreținie și să vreau să-ți poporul român. Noi acum trebuie să facem o militare NATO și UE, dar n-are banii în Elveție. La fel ca și este. De să vedeți, era bunicul lor. Și... ai înțeles, mă, să-l chemi aici la telefon. Ăla a venit și a încălbit. Bă, cum să intru eu în sală? Dom'le, în armată, când îl vedeai pe alea, făceai trei pași de defilare, pac, pac, și-l dădeai onorul. Și în primele două săptămâni, eu mergeam cum vedeam câte om, țoc! Tac, și la toaletă când începe. Și mi-a zis, soldat puri, vină ca ce, zic, sunt trei săptămâni. Du-te la toarșul capitan Rufă și îi spune să vină la satul major. Și am văzut pe ala. Pac, pac, pac. Și mi-a luat Dumnezeu minți. Mi-a zis, toarșul capitan Poarfă, permis să raportez. Și am zis, Poarfă e măta. Înțelegi? Bun. Deci, asta e frică. Te derădează. Vă dați seama că în sistemul ăsta, ăla nebunit, ce zici, cum se intru, mă, peste 30 de generali și... Băi, zic, pe ce foarte simplu. Și am început să raportez în față la plop. Doar și general cum să înfruntași de serviciu cu statul major, înfruntași, pătrași, vreau să raportez. Merge. Al doilea plop. Tovarășul general Coronel, sunt fruntași de serviciu pe statul major, fruntași pe atrași, vreau să raportez. A dat telefon tovarășul ministru, e foarte bine, mă, foarte bine. Iar era din ce în ce mai terminat. Șase plopi a raportat. La șase plopi, la al șaptele era așa. Am ajuns în fața unității, clubului și a zis, deschide tu ușa. Eu am deschis-o. Și ăsta s-a băgat în ușa așa. Când s-a făcut, bă, dați seama că dintre ce am toți colonii s-au uitat, inclusiv generalii. Și ăsta, a prima prostie, și-a luat din cap și a salutat capul gol. Și a stat așa și Dumnezeu i-a luat textul. Și făcea așa. Nu știi ce era, să-i faci la general cu un rep, să-i faci așa tot seara. Și ăla? Unde mă cheamă, mă, la veceu? Cine mă cheamă? Și Dumnezeu era tot textul, i-avea numai unul. Coman. Și atunci, vedeți dumneavoastră, există un Dumnezeu care lucrează în frică și lucrează în credință. Și am să vă termin, cum va fi cu moaștere? Că acum, ați văzut că virusul crește fantastic. De Paște, la prea cu viața Parascheva și de Crăciun se crească mult. Coboare enorm la legere. Și am spus că biserica a creșit aici, trebuia să ia moaște de la prea cu viața Parascheva, să le bage în cabinele electorale. Câte o bucățică, câte... Și că nu se infectează nimeni. Eu am zis, eu nu pot să dau cu spirit pe Sfântul Nicolae, dar pe parlamentar, da. Bă, n-am cum să fac așa... Ce pup, mă? Arielul, ce pup, e spray-ul. Spray-ul de gură. Bun. E o situație care trebuie gestionată foarte bine. Dar eu am văzut-o la mine, domnule, unde stai lângă patriarhie, că în caz de ceva să fiu patriarh, patriarhul meu. Coada la Sfântul Dimitrie, v-ați luat, doamne, 48 de ore viteză, este asta așa. Nu depășește nimeni, două zile merg. Oameni cu probleme, coada. Doamne, și am văzut, când am ajuns acolo la Raclă, era dimineață, pe la 90, am trecut pe acolo. Și am văzut o până de la Parlament cu geantă din aia de 1000 de euro, să pupe ea moaștele, știi? Era toată așa. Să pupe moaștele și a trecut peste babă, acolo. Băbuța tocmai se pregătea să sărute. Și când a dat aia cu poșeta, baba care era de la Burebista, cu date genetice, i-a tras un cot, deci chisul scleiul putea să-i treagă, și cu buzele alea cu care pupa moaște, a zis, du-te dracu de aici, curva dracului, și a zis, Sfinte de minte, să-mi ajuns nepoțelul, că trebuie să intre la facultate. V-ați înțeles? Deci ăsta va fi răspunsul dat de poporul român. Și mai ales femeile care apără, cum să zic, căminul, ele au un limbaj
mult mai prezent decât bărbații. Bărbații sunt mai slabi. Vă spun, eu eram în biserică și erau doi derbedei care vorbeau la mobil. Da, bănelul, nu știu. Păi zic, terminați-mă la liturghie. Hai bă, ce vrei să mă bat? Și atunci Dumnezeu, în regim de urgență, a trimis o olteancă țânțoasă. Aia a venit ca John Wayne era. Și a zis, bă! Mai tăceți dracului din gură să ascultăm Sfânta Liturghie! Vă urez să aveți această atitudine. La revedere!